Bravo. Și pun aici. Da? Și pun aici. Iau lanțul de aici, ușor, ușor, să scot pe partea asta. Îl dau. Îl obișnuiesc să stea aici, da? După care îi spun așa, liber. Și lasă să ducă să ia tot ce e acolo. Da? Exact. Asta e ideea. Da? O să mai fac o dată. Vreau să-l învăț să aibă o perspectivă mai îndepărtată a recompensării. Așa. Aici. Nu pregătesc pentru mișcarea asta, deci păstrez rutina. Da? Hop. Stai. Bravo. Ia. Perfect. Stai. Și îl învăț dita mai dulău să se bage culcat, să ocupe cât mai puțin spațiu și să stea, să se lase controlat în situația asta, da? De aici e greu să plece stânga-dreapta dacă îl țin și de lesă. Și dacă e scaunul și am toată greutatea pe scaun. Da? Scot de aici și sunt pregătit. Sunt pregătit să-i spun, liber. Și se duce, bineînțeles că le ia și pe celelalte dacă tot e acolo. Și creez această perspectivă, da? Deocamdată lucrez cu mâncare, tocmai pentru a-l avea un pic calm și să pot să repet manevra asta de mai multe ori. Culcat. Da? Bravo, băiat. Ia. Folosesc markerul ăsta, ia, pentru ceea ce face bine și îl pregătesc pentru recompensă. Ia. Da? Și pun aici. Acum, ca să reeditez acel exercițiu, îl ridic un pic de aici, îl mențin la distanță, las jackpot-ul, resursele astea, în locul ăsta, ia. Să vedem. Stai. Îl las aici. Da? Îl învăț să mențină distanța, nu tractare, te drag. Și mă duc, haide, hai vino cu mine. Vino cu mine, vorbesc cu el și spun, te sun. Bravo. Ia. Și recompensez și aici, să fie motivat să facă mișcarea asta și să aibă o perspectivă aici, da? După care, ușor, ușor anticipează acel moment în care se duce acolo. Ok? Și spun, liber. Se poate duce. Eu am lăsat suficient de lungă ca să pot să-i dau libertate de a se duce, de a luăm sub control. De această dată, culcat. De această dată am pus lesă de lanț pe el pentru că are obișnuința de a se frustra când îi limiteze accesul la ceva ce își dorește să ajungă, la care își dorește să ajungă repede. Cum ar fi în cazul ăsta, mâncarea sau mingea, o să băgăm mingea mai târziu, dar am lesa, dacă vrea să apuce cu dinții, să nu îi se pare așa de funny cum îi se pare când e lesa de material, da? Și reeditez din nou poziția. În general, în ceea ce lucrez, folosesc decoruri, tocmai ca să facilitez învățarea și să-l învăț să se așeze exact pe lungimea pe care o doresc eu. În cazul ăsta e un fel de parapet, acel liveci, da? Și mă pregătesc pentru exercițiu din nou. Da? Ia, sus. Hai. Pun aici jackpot-ul, da? Și acum se pregătește să meargă cu mine. Hai. Hai vino cu mine. Păstrez mereu plecarea asta prin spate, mă așez și pe el îl invit. Pe sub. Nimic, dacă se duce pe partea aia, rețin. Pe sub. Bravo. Și aici se întâlnește cu recompensă. Și încep să stau puțin câte puțin mai mult. Dacă vrea să iasă, se oprește în lesă. Cum s-a oprit în lesă, cum dau recompensa jos, ca să-l învăț că oprirea în lesă înseamnă să renunțe la a încerca să iasă și să rămână aici. Da? Scot ușor, ușor lesa. Da? Stai, culcat. Bravo. De aceea e foarte importantă sugestia din lesă, că am putut să beneficiez de ea acum, să-l repoziționez. Să uite la mine, bravo. Hai, liber. Și l-am trimis direct acolo. Da? Și mănâncă recompensa, și mănâncă recompensa și în loc să se agite,
pot să-i spun așa, culca. Bravo, stai. Pun piciorul pe lăsă, stai. Bravo, ia. Imediat cum s-a oprit în lățac, se oprește mai brusc, asociez cu mâncare ca să fie, să fie liniștit și să nu se sperie de, de blocajele în lesă. Mă ajută blocajele astea în lesă ca să învețe să nu se mai zmucească grămadă, să ia cu tot cu mână. Stai, bravo, ia. Acum a fost pasiv, i-am oferit. Da? Bravo. Întind către el. Ia. Și dau jos. Mai realitez o dată exercițiul și mă opresc. Da? Mă opresc pentru că vreau să fac repriza cu mingea. Va fi mai dificil, dar totuși va avea perspectiva pe care și-o dorește. Da? Hai, jos. Fac ultima oară cu mâncare. Iau bucata asta mare, bravo. O fixează. Hai. La scaun. Îl invit, la scaun. Și după aceea îi dau comanda pe sub. Pe sub. Se duce pe partea aceea, nu câștigă. Pe sub. Bravo. Bravo. Liber. Îl primit acolo. De data asta nu i-am mai dat sub scaun, dar a fost ok pentru el că a primit aici. Culcat. Bravo. Ia. Bun. Atâta pentru astăzi. Următoarea repriză va fi cu mingea. Începe repriza a doua. Facem același exercițiu, dar va fi, anticipez eu, un pic mai dificil, pentru că, o să vedeți ce fac. Iau acest obiect. Acest obiect care îl înnebunește de-a dreptul. Însă, îi arăt că dacă e ordonat în mișcări și face acest ansamblu de circuitul acesta de comportamente legate între ele, ajunge la ce își dorește. Exercițiul acesta este important pentru că îi demonstrez că am capacitatea de a controla resursa, de a limita lui accesul la resursă și de a-i permite accesul la resursă. Sunt atribute pe care cel care conduce este, le poate avea, și anume liderul, da? Totodată, după cum observați, este foarte agitat, intră în modulul, în drive-ul acesta de prădător, de vânătoare, și vreau să-l țin sub control pe acest drive, da? Haideți să începem! Vrea, dar sunt calm, îi spun stai, îi limitez accesul, da? Și încerc să fac manevră. Haide, la scaun. Scaunul s-ar putea să nu iasă bine din prima, dar îi arăt că așa câștigă. Pe sub, se duce prin spate, nu câștigă. Hai, aici. Pe sub, bravo. Hai, liber. Și a câștigat-o, doamnelor și domnilor. A câștigat biloiul. A câștigat toca de creier. Sau creierul de toca. Avem noi pe cineva drag aici care i-a dat o denumire acestei mingi, că e cât creierul lui tocă. Bravo, 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 bravo. Și acum, pentru a nu-i tăia din bucurie, fac așa. Lasă. Da, mănâncă tot. Așa, băiat. Și apoi reeditez exercițiul. Aici, aici, aici. Mă mișc lent, finuț, că are zgarda antitracțiune pe gât, nu vreau să-l bruschez. Vreau doar să-l ghidez, să-i arăt cum ajunge să câștige această resursă. Îi spun la scaun, îl mențin din zgardă și spun la scaun. Haide, la scaun, da? Scaun pe sub. Bravo, stai. Bravo, băiat. Bravo. Bravo. Stai jos acolo, la nivelul mingii. Bravo, liber. Și a câștigat jucăria preferată, dar cum a câștigat-o? Într-o mișcare ordonată. A mers pe sugestiile mele, a avut autocontrol și a câștigat. Și toate impresiile vis-a-vis de acest feedback și de circuitul ăsta pe care trebuie să-l urmărească, îl însușește ca fiind comunicare, interacțiune, ceea ce trebuie să-i și placă. Ia, lasă. Ia acolo și mănâncă.
dragul. Facem ultima repetiție, că nu vrem să se agite foarte, foarte tare. Ia, vine aici, tuca. Hai. Ia, vine aici. Culcat. Bravo. Culcat, bravo, băiat. Da, sus. E important, după cum vă spuneam, să-i demonstrăm că îi putem limita accesul la resursă, da? Lasă. Bravo. Hai, las caun. Las caun. Când vine aici și aude cuvintele acestea, reperele astea verbale, scaun, stai, deja se liniștește, iese din zona de frustrare și întrevede perspectiva. Bravo, băiat, stai. Bravo, și lucrăm la autocontrol, la calmare. Așa se termină ședința noastră cu TOC. Restul e joacă.